Încă de la prima ediție, Philit, considerat cel mai important festival de literatură în Europa de Est, și-a propus să dezvolte direcțiile pentru a veni în întâmpinare nu doar a iubitorilor de carte, ci și a celor mai tineri cititori. La fel ca în edițiile precedente, Philit găzduiește și anul acesta un program consistent destinat adolescenților. Astfel, elevii de la diferite licee din oraș au ocazia să-i cunoască pe unii dintre cei mai reprezentativi scriitori contemporani. Astăzi, elevii de la Colegiul Național Costache Negruții au avut ocazia să dialogueze cu Radu Paraschivescu și Dan Sociu, iar discuția a fost una memorabilă. Cei doi scriitori au fost așteptați cu mare nerăbdare de elevii negruțiști. Aceștia s-au pregătit temeinic, le-au citit cărțile, i-au urmărit în interviuri și au venit cu o serie de curiozități și întrebări pentru cei doi invitați. În fiecare octombrie sărbătorim de ediții și de ani buni această deschidere, ceea ce înseamnă Festivalul Philit, care înseamnă de fapt pentru Iași o așezare pe harta culturală a Europei și nu numai, prin valoarea invitaților, prin ineditul și prin consecvența acestui format de festival. Festival de literatură, de traduceri, care implică într-o extindere a valorii culturale spre zona educațională, implică două secvențe foarte importante, prezența scriitorilor printre liceeni, sunt în diferite licee, în dezbateri, în dialog cu tinerii cititori, după cum există și acel premiu al liceenilor acordat cărții celei mai interesante, mai agreate de ei, din cărțile selectate publicat în anul anterior. Amfiteatrul Colegiului Național Costache Negruții Iași a devenit neîncăpător pentru zecile de elevi invitați, personalități ale condeiului și profesori erudiți. De-a lungul timpului, întâlnirile în cadrul Philit au deschis seria unor dialoguri captivante. Dar mă bucur, știu că e un colegiu prestigios și nu am acceptat invitația, am așteptat invitația, pentru că am mai fost și la alte ediții, am fost la o ediție a Philitului, am avut o experiență minunată cu clasele de elevi. Mi-mi place publicul tânăr, am fost profesor la liceu, bine, când aveam altă vârstă, eram foarte apropiat de vârstă cu elevii, prin urmare, comerțul ăsta de gânduri și idei cu elevii mie foarte familiar. Și sper să fii scoditor să pună întrebări. Deci pentru mine a fost o bucurie să ies din cadru cunoscut deja și un pic prăfuit al lansărilor clasice și să am ceea ce sper eu că va fi dialog cu elevi care să fie curioși, pe care să intereseze, care să constate că scriitorul nu e mort. Elevii Colegiului Național Costache Negruții s-au pregătit intens pentru acest eveniment. Adolescenții au citit cărți și au intrat în dialog cu scriitorii pe parcursul întâlnirii. Am pregătit întrebări pentru domnul Radu Paraschivescu. M-am documentat foarte mult în privința dumnealui. Acesta este o personalitate foarte îndrăgită, fiind și jurnalist, și editor, și traducător. Adică aș vrea să aflu mai multe despre modul în care îmbină viața personală cu actul scrisului. Garoafe la bordel este cea mai nouă carte apărută la editura Humanitas. Și să citești. Am răsfoit, o recunosc, mi-am cumpărat-o zilele acestea cu gândul să particip la întâlnirea de astăzi de la Philit și mi-a atras atenția stilul său ironic de a scrie. Deși lectura este într-o concurență acerbă cu online-ul sau alte activități, generația de astăzi își dedică timpul să citească. Pasionat aspirația lui pentru a ieși din firea asta umanului prin intermediul poeziilor și de a reuși să treacă de experiențele negative cu ajutorul versurilor. Cred că un cititor poate să prefere orice variantă a unei lecturi. Eu personal prefer lectura clasică pentru că, nu știu, e altă senzație atunci când simți foile între mâini și, nu știu, parcă te conectezi altfel cu textul. Depinde foarte mult de ce timp am. Încerc să citesc în jur de 100 de pagini pe zi. Nu e neapărat vorba de o normă, dar am ambiția să termin mai multe cărți într-o perioadă destul de scurtă de timp. Cu un stil aparte, scriitorul Dan Sociu le-a stârnit multe curiozități celor prezenți prin ultima carte de poezii pe care a lansat-o. Cantitativ vorbind, se citește cel mai mult din istoria lumii. Texte pe net, chiar și se scrie cel mai mult. Dacă pe vremuri oamenii nu scriau mai deloc, acum scriu continuu, pe telefon, pe ceva tot se întâmplă, face ceva în creier chestia asta și mai apropie de text efectiv pe oameni și literatura se transformă, devine literatură de internet. La finalul evenimentului, elevii au primit autografe și au făcut fotografii cu scriitorii.